Păi așa face Andrada, în afară emisiune se pupă și în emisiune se face că plouă. Aoleu, de când până când? De acum până acum. Dar știi care e motivul pentru care noi o trimitem pe Andreea aici în casă? Care? Eu personal și noi credem că în spatele acestor tachinări există ceva mai mult. Cu cine? Cu tine. George și Rareș, eu cred că voi o să vă bateți pentru Mădălina și la final o să apară Dani așa de sub o cortină albă și va câștiga. Frate. El de acolo mi-a zis că știa. Și plus de asta, pe noi nu ne interesează ce nu ne interesează ce. Bă, Barnescu, interesează să nu ne mai pomenești în discuțiile tale cu Robert. Atât. Barnescu, dar nu v-am pomenit. Ba da. Ai spus nu. Că vrei să ne enervezi. Am zis, știi ce am zis? Nu, am zis. Nu, l-am întrebat, vreau să încerc să enervezi. Nu, am zis că ceva la modul că voi enervați și eu vă zâmbesc, ceva la modul ăsta. Mai ții minte când zicea George că nu o să te mai băgă în seamă să o stie de ăștia noi? Mai cine? Cine? Tu. Păi nu m-am luat că așa am vrut. Am avut un motiv. El a pornit toată treaba asta. Te iei de oameni? Ce? Te iei de oameni? Eu nu m-am luat de oameni, eu m-am dus să discut cu ai el. Ai zis că mă iau de el, că așa a fost situația. Mă iau între ghilimele. Păi, acum nu încerc ca comunicii. Mai bași tu ghilimele așa. Da, între ghilimele. Eu zic să te potoliu un pic. În primul rând, ce ți-a trimis ție nu e amenințare. Ai înțeles că dacă vine să vorbească cu tine la Istanbul, asta nu e. Dar de unde știi? Dacă ți-ai zis că vreau să vorbesc cu tine. Să vadă când ne enervăm, că el ne râde în față că atunci când noi ne enervăm și ne supărăm, știi? Deci asta vrea, asta e rolul lui. Observ ceva? Chiar asta vrea. Asta vrea să facă. Nu l-ai văzut cum a ieșit da, tu? Da, într-o zi, o să unde ai ieșit tu, acum de acolo, el a venit pe canapea și a râs. Chiar asta vrea. Asta să se vadă cum te enervezi sau vrea. Cum ne enervăm noi. Chiar asta vrea. Nu nimic. Așa tu ai văzut ieri cum am vorbit cu el. Eu am zis părerea și pentru mine a fost ceau, gata. Mă, nu mai băgați, eu nu mai băg seama. Dacă mai bag o dată în seamă, s-ar putea să fac ură de tot cu el. Și nu-i bine. Jumătate. Lasă să joacă jocul lui până la game over, dar pentru el. Lumea okay? Vede bine. El, vă zic, uite, zic sincer că tu ești aici. Eu m-am uitat la toată emisiunea asta și știu cum a venit el aici în casă. El a venit prima oară, s-a certat cu Akebono, după ce s-a certat cu Akebono, băieții l-au votat să plece acasă. A plecat acasă și după aia a venit înapoi din votul publicului. A venit înapoi și înainte să vină înapoi, făcea live pe Instagram și spunea o să vedeți voi ce o să le fac băieților. Și s-a întors. Așa a venit. Deci el a venit pornit pe chestia asta. Și lumea a uitat că s-a dat singur de gol. Păi asta vreau să spun, s-a dat singur de gol. Asta, eu cred că eu sunt proști și fraier. Dar aia știi că nu știu totul despre misiune și tot despre toți concurenții parte. Știi câte mă bucur. Nu știu, asta a fost numai întrebare de timp până... Da, frate, poate și eu când eram și îl vedeam în postură, eram la televizor și ziceam, bă, bravo, frate, bravo. Dar când ajungi să-l cunoști personal și să stai, îți dai seama de niște chestii ce face el în momentul de față. Da. Atunci chiar vezi cum e omul. Atunci vezi cum e omul. Că el asta știe să facă. Să bage râcă, să bage astea. El îmi spune mie că... Mai are de învățat mult. Ce a demonstrat el iubire? Ce, demonstră, ce a demonstrat? A dus și el odată în viață un ursuleț la Mariana și gata, a fost... Mai are de învățat mult, mă. Când el nu are respect de nicio femeie, zicea. Nu are respect. El vrea să fie apreciat. Păi el a vorbit că vrea să fie respectat, dar el nu respectă pe mine. El nu respectă, el e copil, pe lângă mine e copil, are 22 de ani de degeaba. Mai trebuie să învețe mult, crede-mă, mai trebuie să învețe mult. Trebuie. E zero pe lângă mine. Dar nu vezi că nu vrea să învețe? Nu vrea. Nu a putut să stea cu mine să vorbească acolo. Efectiv, a plecat. Dacă nu e nici în stare să se împace cu cineva, dacă nu e nici în stare să se împace cu cineva, atunci scuză-mă. Nu, omul vrea, omul. Cristi, vii la el, facem pace, George, vii la el, facem pace, nu mai vreau scandal și chestii de genul. Nu. Pentru că oricum, dacă s-ar împăca cineva cu el și ar da pace cu el, el n-ar mai avea discuții în emisiune și ar fi caput. Ar fi prea liniște. Pentru el, prea liniște. Prea liniște pentru el. Și vrea să-i arate tuturor că el poate și el, când ajunge la hotel, sunt top pe ecran. Când ajunge la hotel, dă bă și mie să mănânc aia. Complet altă persoană. Dă-mi și mie niște orez. Îi dau, frate, uite, ia de aici. Mâncă cu noi. Nu spune nimic, stă liniștit în banca lui.
hai să mergem în oraș, nu vrei? Hai să mergem să ne cumpărăm haine, nu vrei? Și în emisiune te atacă cum vrea el. Da. Acum trageți voi concluziile voastre. Fac un live ca omul să ăsta și văd cum ne bagă morții ăsta, că cum vă luați voi de Marinescu. Și mie nu mi se pare o amenințare faptul că eu zic că o să vrea să bea o cafea cu el. Care e problema? Unde? Mie mi-a ajuns mesajul de la Marinescu unde scrie că când ajung acasă. Alea amenințări. Am adus eu la televizor vreodată asta? Nu am adus ce? Ți-o zis, ți-o arătat ce da, mesaj? Da, mi-a ajuns mesaj de la, Marinescu, de la lui Marinescu, că îți de la Marinescu, când ajungi în România asta. Oh. E omul inesimțit. Dacă sunteți o să-i spun și doamne Cristina, Cristinei astăzi ce face el. Și sper, sper să ia o măsură. Dar n-ai ce să iau măsuri, că nu s-a întâmplat nimic. Nu, dar așa se ajunge la bătăi, cum fac. Da, eu sunt de fel foarte impulsiv și s-ar putea să mă enervez foarte tare. A, vrut să-ți dea un mesaj. Ți-a dat un mesaj, nu te-a amenințat. Asta, vine să beți o cafea, nu știu ce ai zis. Tot eu înjosesc, mă, lumea. Frate, l-ai înjosit. Că ies unghiile din nu știu ce, l-ai înjosit, frate. Și era tăcut? Păi el a tăcut? Da, el a tăcut? Ba, el nu e înjosală sau nu, te întreb. Da, el a tăcut? Dacă tăcea și nu zicea nimic, ce și eu continuam și mai ziceam, puteam să-și că l-am înjosit. Ca și idee de ce ți-a dat mesaj. S-a autosesizat, este un alt tip de om. Tu întorci absolut orice, numai bătaia nu întorci. Pentru că dacă știi că dacă ai întors bătaia, pleci acasă. În rest, întorci absolut orice. Tu nu ești tipul de bărbat care să vin eu să spun că ești urât și să zici bine, frate. Bine, frate. Cum pot să fac eu treaba asta? Ca și idee, îți spun. Păi nu. Ți-am dat un exemplu cu ce am făcut săptămâna trecută când ai vorbit de urdă susținătorii mei. Eu am zis că eu ți-am întors vorba sau nu? Cred că nimeni din această casă nu e genul ăsta de persoană pe care zici tu. Și cred că nimeni niciodată nu o să poată să facă treaba asta. Tu să vii, tu să vii să-i umpli frigiderul și tu să... Bine, mă, frate, bravo ție. Nu te mai da bărbat. Păi cum adică să nu mă dau? Nu te mai da bărbat cu coloană vertebrală, nu te mai da. Păi cum adică? Nu te mai da, păi nu te mai da. Păi un bărbat cerebral, cum adică? Nu răspunde la rândul lui? De ce nu răspund și la bătaie? Dar nu răspunde? De ce nu răspund și la bătaie? De ce? Da. Tocmai că sunt bărbat și răspund pe regulile acestei emisiuni. Cum alții nu le respectă. Păi vezi? Tu vezi că el implică regulile emisiunii atât? Păi și ce, regulile emisiunii contează? Da, să ieși cu Mariana afară, nu era regulile emisiunii? Bă, dacă ești bărbat, să vină. Unde mă la tot? Da, dacă eu acum vin să te lovesc, lovește. Păi tu zici treaba asta că tu vrei să plec de aici. Eu? Se pare ție că eu... Eu nu mă mai ridic, eu am promis aici, nu mă mai ridic dacă îl bat. Se pare ție că eu te agăți pe tine? Hai că iar pe el, hai că de acum... În momentul ăla ți-am spus, Andreea, nu posta acele înjurături pentru că vei provoca un scandal mult mai mare și ți-o cauți și tu. Și tu tot ai insistat de vreo 3 ore, ai spus că-l postezi până a intervenit altcineva și ți-a spus că nu-l postezi și ai spus tu fix așa. Ok, nu-l postez în momentul de față, că sunt nervoasă, dar mai târziu, că după ce o să mă calmez, s-ar putea să-l postez. Nu am zis așa ceva. Nu am zis așa okay. ceva, n-ai zis. Alexandra. Ok, n-ai zis, ok. Am spus... Ok, n-ai zis. Acum pleci când poți să dau și explicația, nu? Ce explicație vrei să-mi dai? Nu am spus că o să-l postez mai târziu când o să mă calmez. Am zis că acum sunt nervoasă și fac un lucru rău, pentru că nu gândesc la nervi. Și că o să fac asta când o să mă calmez, o să mă gândesc. Nu are sens să fac asta, să iau o decizie că sunt nervoasă. Andreea, mă minți în față. Nu mint cu absolut nimic. Nu înțeleg. Deci chiar nu înțeleg schimbarea okay. ta de atitudine. Ok, schimbarea mea de atitudine este din cauza faptului că tu, din cauza faptului că eu îți vin și spun cuvintele pe care eu ți le-am zis și tu îmi spui mie că nu este adevărat. Uite că tot purtăm această conversație. Știi cu ce m-ai dezamăgit, Alexandru? Cu ce te-am dezamăgit? Mă așteptam să reacționești tu într-un fel când, când ce? S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Andreea. Bă, dar eu nu portez. Nu contează, să-l pui în cameră. Pun în ramă. Andreea și Alexandra. Acolo, pe ăsta am scris ceva, dar o să citește de aici, că se vede mai bine, că pe tricou n-am reușit să scriem atât de bine. Da, din doi? Nu. Madalina și Mariana. Gândește-te că în acest moment la această emisiune se uită și părinții Mădălinei. Dacă am spus de ce m-am supărat? Ok, da.
dar nu înțeleg de ce face lucrurile astea. Seamă singurul lucru care ar putea să apară la televizor despre mine, ăsta este. Dar este problema ta, Marinescu, dar este problema ta, dar este problema ta, la ce te bagi tu? Păi cum te-ai băgat tu, Adina, să-mi cer mie explicații de ce vorbeam, cu ce am greșit eu lui? Eu nu ți-am cerut explicații, omule! Am rănit. Ieri, ieri îi luai apărarea Andrei, ei îmi luau și mie, acum te ieși de Andreea, te ieși de mine. Mă iau de cine vreau eu, pentru schimb, că nu mi se pare corect să fie falsitate în această casă. Dacă ești pe dreptate, fii pe dreptate, fratele meu. Niciodată n-ai să ai tu șanse să mă miști pe mine și să mă prostezi tu pe mine în față. Nu ce să pe mine acum, mă? Cu ce? Te-ai luat de fata aia, că eu a greșit. Eu nu i-a spus nimica. Pe care ești? Du-te, Doamne, iartă-mă, că mă scoți din minți. Să fac, Andrada, ce credea că e mai bine să fac? Nu mă mai bag, că văd că mă cam bag degeaba și că mă agit degeaba. Nu mai formați un cuplu? Nu, m-am hotărât să nu vreau să mai vorbesc cu ea. Face un joc care e plictisitor după un pic, adică e frumos la început, dar după un pic mă plictisește rău. Aian, iartă-mă pe mine, nu stai lângă ea? Da. Iartă-mă, stai corcozis. Ai zis că demonstrația. Aian, când a venit din camera roșie, Alex a primit un șoc. Băi, Alexandru. Ai primit un șoc? Ce joc? Sau nu știu ce ți-a întrebat. Un șoc. De șoc, ai luat șoc și ai zis... Dar nu știu, eu când ai ieșit după... Sau într-un fel. Am văzut că erai foarte trist. Se lua șoc. Așa? Dacă mi-am luat topogan, m-a întrebat. Din camera roșie. Se întreba șoc. Pe ușă? Din camera roșie, cu Aian. Eu? N-am văzut nicio strălucire în ochii tăi. Și ce topogan? Ai luat topogan? Trebuia să vezi vreo strălucire. Nu am luat, am stabilit amândoi de comun acord să ne mai cunosc. De ce nu? De că? De ce? E bărbatul pe care tu vrei să-l cunoști. Ce ai schimbat la Aian? Ia taci, bă. E întrebare că... Care o să-ți placă Aian? Ce ai schimbat la Aian? Cum arăți? Eu sunt curios, așa arăți la distanță? Poftim? Ieri erai cu mâna așa, mai aveai un pic și ăla la pieptul tău. Azi? Păi Aian, când simt să stau lângă ea, stau. Azi. Aia, nu, dar nu înțeleg care este treaba ta, George. Zi Aian. Nu, dar nu stau. Când o să stau lângă ea, o să stau. Când simt să stau lângă ea, stau. Nu spune nimeni când să stau și când să nu stau. Exact. George, dacă eu am fost în camera roșie cu el și am avut o anumită discuție, nu înțeleg de ce te bagi. Lasă-mă să vorbesc cu el. Vrei să știi discuția din camera roșie? Vrei să ți-o spun eu sau ce? Da, de ce? Spune, că mă interesează. Da, de ce? Mă interesează tot ce se întâmplă. Te interesează? Da. Uite, nu te spun, te las așa, cum facem? Te pup rău. Un viitor iubit? Momentan, nu am cum să zic că bine. Pot, că văd în el un viitor iubit, pentru că eu nu îl cunosc. Ok, dar dacă voi ați văzut ochelari, asta, asta nu înseamnă că trebuie să păstrați distanță. Dar nu am păstrat distanță, el stă pe canapea, unde vrea să mă pun? Să mă pun, l-am luat în brațe când am venit, ce vrei să mă pun peste el? Hai să facem schimb, vrei să te duci tu acolo? Vrei să vii aproape de mine? George, faci jocul ăsta și cu mine nu-ți merge, crede-mă, nu-ți merge cu mine jocul pe care încerci să-l faci. Ce joc fac? Nu-ți merge cu mine. Mă, ce joc fac? Nu încerca cu mine jocul din astea, că nu-ți merge. Dacă te-a trimis pe tine, trebuie să vorbesc cu tine, ce să fac? Da, dar nu încerca jocurile astea. Ce? E logic ceea ce zice ea. E logic? Da, e logic. Păi nu e logic ce faci tu. De ce? Pentru că tu ai venit și ne-ai spus că să arăți marea dragoste. În momentul când vine persoana dragă, dragă lângă tine, nu păstrezi distanță. Da, dă-și ce. De ce? Nu păstrezi distanță. De cum nu? Că dacă nu veneam eu să-ți spun și așa mai departe să mă iau de tine, tu păstrezi distanță. Eu când stau lângă ea, stau, că nu simt, nu stau. N-ai cum să nu simt, ai nevenit. Acum 5 minute am vorbit în camera roșie, am stabilit niște lucruri și atâta tot. Tu trebuie să pui. Ai vrut să ai provocare. Provocare, dar bineînțeles că eu sunt provocat mereu pe aici. Da? Te provoc să te duci la Cristian. Să te pui în genunchi și să-i spui te pup, te pup te alea alea. Facem ce? Te pup te alea alea. E provocare. E provocare. E provocare, Marinescu, ce are? A, deci tu n-ai făcut treaba asta, că n-ai simțit, ai făcut-o că ai fost. Hai. Acolo, nu o fac, stai fix, am zis cum trebuie. Uite, ești tu jos. În genunchi, te pup te alea alea. Dar ești în mână. Și dacă nu fac căricul? Hai, joc, ue! Chiar fi să refuzăm toți acum. Hai, ca să vedeți că nu sunt așa. Da, hai. Dar n-am zis că te credem cumva. Dar de ce stai joc? Stai ca mi-e rog! Hai! Amor, n-am să te... Te pup de alea alea.
Te simți bine, nu? Provocare. Provocare. Te provoc. Da, ales deja? Să faci un dans romantic cu Marinescu. Să-l invizi tu la dans. Nu, dar să mă ridicați amândouă! Am vrut să mă și dezbrac! Vrut să mă și dezbrac! Ia, uite-te! Doamne! Marnescu. Știi că doar la tine mă-i Mariana. Nu da. Ce pai de asta? Te provoc să iei pe Adriana în brațe aici pe umăr, să te duci cu ea până la ușă și să vii înapoi. Pe umăr! Pe umăr! Să pui ei pe umăr! Ăsta e umărul, dacă da. Nu știai. Hai să spun așa, așa, e așa, așa. Așa. Stai acolo, nu te mișca. Nu te mișca. Stai, mă. O scoși și pe afară? Nu, adună apoi acolo. Stai, mă, că nu spun mâna de chiar de ce speria. Hai, cum cam împingi cu degetul. N-a intrat deloc. Nu vezi? Mă, ce fulin, mă. Tâmpit, ai zis? Auzi la Adriana cum era? Hai! Ce zic, că mi-am place. Așa, poaia, ce-o provoc să facă poaia. Nu știu ce mi s-a întâmplat. Nu, Andreea, nu. Să vii să te pui în brațe la Marinescu. Mă enervez și nu vreau ce de Andreea. Magică. Ce te-ai? Vine să hai, că am pantaloni ăștia cu tur, adică... Nu se vede, eu am ajuns. La Dubai. Am ajuns aici. Să mergem la Dubai. Nu mai calmea, așa că te-ai. Nu știu că e așa, că îi vizitoși să apuci așa decât ca în două mâini. Gata? Viața că ai. Nu-ți place cum adică. Dubai. Gata. Producția faceți-mi conexiune cu Alexandru să-mi fac provocare. E, nu, bro, ce... Păi acum hai să continuăm cu provocările, că... Nu, da, se auzi. Producția faceți-mi conexiune cu Alexandru să fac provocare. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.